Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Astăzi vreau să mai punem niște bani la provocări financiare, dar totodată și la fonduri. Așadar, haideți să începem. Prima dată să vedem cu ce sumă de bani lucrăm astăzi. Avem 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 290, 300, 305 euro avem la dispoziție pentru ziua de astăzi. Bun, și prima dată haideți să începem cu agenda pentru provocări financiare, în care vreau să pun niște bănuți la provocarea pentru toamnă. Pentru că da, îmi face plăcere să lucrez la această provocare, plus că vreau să o termin. Așadar, pentru ziua de astăzi vreau să alocăm 60 de euro la această provocare, ceea ce înseamnă că putem să colorăm 3 lucruri din această provocare și cred că voi colora o fantomă plus 2 frunze. Așadar, haideți să trecem la colorat! Ok. Bun, și am terminat cu coloratul pentru această provocare. Arată bine. Să punem și bănuții, 60 de euro, 50. 60, ok. Bun, cu provocarea aceasta am terminat. Ok, mergem mai departe la următoarea provocare și anume cea pentru concediu. Scuze dacă s-a mișcat cadrul, am avut aici parte de o situație și a trebuit să mișc puțin telefonul, filmez cu telefonul astăzi. Și da, trecem mai departe la concediu. Așadar, astăzi vom aloca suma de 75 de euro. Și vreau să colorăm șlapii de aici. De data aceasta o să încerc să colorez cu un marker din acesta. Și sper să iasă bine. Ta-da-n! Ok, să vedem. Ok, am colorat. Arată bine. Eu mi-am printat provocarea aceasta pe o hârtie mai groasă, gen cartonaș. Chiar și așa se vede un pic pe partea cealaltă foarte, foarte puțin. Dar dacă făceam cu carioși din acestea sau markere sau ciofiele pe o foaie normală, cu siguranță ar fi trecut și pe partea cealaltă, dar da, pentru că este un cartonaș mai gros, am preferat să folosesc această culoare. Bun, și vom pune 75 de euro astăzi. Nici banii nu i-am așezat, da, pentru că astăzi sunt cam grăbită, nu prea am timp la dispoziție. Dar ne descurcăm cum putem, facem acum treaba asta. Deci 75 de euro, 50, 70, 75. Ok, și îi punem aici. Îmi place că încet încet se strâng bănuții, ceea ce este bine. Îmi place să economisesc bani și este hobby-ul meu. Dacă cineva mă întreabă care este hobby-ul tău, ei bine, acesta este să economisesc bani. Mai ales așa cu provocări financiare și cu fonduri. Pentru mine funcționează de minune această metodă. Și
Da, îmi și place. Bun, am terminat și cu provocarea aceasta și cu agenda aceasta pentru ziua de azi. Așadar, trecem mai departe la agenda pe termen lung, unde vom pune niște bănuți la fondul pentru impozit. Și astăzi vom aloca 40 de euro la acest fond, 20, 40. Și îi vom pune aici. Ok. Și mai avem puțin și vom. Ah, cred că astăzi completăm acest fond. Da. Ok, astăzi suntem în 27, 09, impozit plus 40 am pus, da? Și totalul este de 800 de euro. Yay! Și am completat fondul acesta, este complet în sfârșit. Ia să și numărăm să vedem dacă chiar sunt 800 aici, deși ar trebui să fie. Dar nu strică să numărăm bun banii, da, nu prea sunt ei așezați, dar e ok și așa. Bun, să vedem. 100, 2, 3, 4, 5, 5, 50, 5, 70, 5, 90, 6 și 10, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 60, 70, 80, 90, 800. Yay! Fondul este complet. Acum putem face Steuer Erklärung. Adică impozitul pe venit pe anul trecut. Bun. Ok. Pentru că am terminat cu fondul pentru impozit, mai departe vom trece la următorul fond și anume cel pentru investiții, unde vom pune și aici 30 de euro. 20 și cu 10 sunt 30 de euro. Bun. Ok. Să și notăm. Deci 27,09 investiții plus 30. Totalul este de 50 de euro. Ok. La fondul pentru, cred că este în cealaltă agendă, da, este în agenda verde, așadar trecem mai departe la agenda pentru familie. Vreau să pun astăzi niște bănuți la fondul de ieșiri în familie, care este aici. Și astăzi vom aloca suma de 30 de euro la acest fond. 20, 30, ok, 27,09 excursie în plus 30 și totalul este de 80 de euro, ok. Mai departe, trecem la fondul pentru copii, bani pentru copii, unde vom pune 20 de euro. Ok. Deci 27,09 bani copii plus 20 de euro și totalul este de 360 de euro, doar ce am eu aici, fără ce mai iau ei în bancă. Și pentru că toți suntem la fondul acesta, vreau să vă arăt ceva. Aceasta este provocarea financiară pe care a terminat-o Eric. A avut-o el în agenda lui și uitați, toți porcușorii sunt colorați. În total a strâns 280 de euro pe care i-a depus în contul lui. Am fost cu el zilele trecute la bancă și i-a pus pe toți în contul lui bancar,
Ceea ce este wow, mai ales pentru 5 ani cât are el, sunt foarte, foarte mândră de el. Și da, mă bucur că a terminat această provocare financiară și că nu a cheltuit bănuții, deși putea să o facă pentru că sunt banii lui, dar a ales să-i pună în contul bancar. Și da, am vrut să împărtășesc și cu voi această bucurie, pentru că este o bucurie și un motiv de mândrie pentru mine. Eddie mai are de lucru la această provocare, el își strânge bani și pentru alte lucruri. Dar da, am vrut doar să vă arăt. Ok, și aici avem 360 de euro, va trebui și aici să actualizez. Deci banii aceștia sunt doar ce am strâns eu aici pentru ei, dintre care avem și bancnote false pentru că banii sunt în contul lor la bancă, plus ceva mărunțiș care este aici și pe care încă nu l-am dus la bancă, dar o să strâng mai mulți bani și după aceea o să fac un drum acolo. Bun, am terminat și cu acest fond. Mai departe trecem la altă agendă și anume la agenda pentru o lună în avans și viziunea mea, unde vom pune și aici niște bănuți la fondul pentru mașină. Să vedem, mai avem 50 de euro rămași și îi vom pune pe toți la acest fond. Și în total cât avem? 50, 70, 90, 100. Ok. Se strâng încet, încet bănuții. Deci 27, 09, mașină, plus 50. Ups, am scris urât și totalul este de 100 de euro. Bun. Și cu acest fond am terminat bănuții și atât că am ajuns și la finalul acestui filmuleț. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-am motivat și pe voi ca să economisiți bani, iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!